Și acum, alegeți rog frumos o poziție cât mai confortabilă și... Asta e pic. Gata. Ok, perfect. Cumva ca să pot să te văd și eu. Așa, super. Și acum, pe timpul acestei sesiuni, iată rog frumos mintea ta conștientă și lasă-o deoparte pe timpul acestei terapii. Ok? Ok. Excelent. Acum închide ochii, trage aer în piept și expiră. Iar cu ochii închiși, arată-mi, te rog frumos, cu mâna ta, unde vezi tu că ar putea fi situat viitorul tău? Viitorul, futurul. Da? Unde apar? Aici. Arată-mi cu Aici, mâna. Cu mâna ta. aici, aici, în Perfect. Valencia. Super. Excelent. Iar tot acum arată-mi cam unde ar fi situat trecutul tău. Acolo, în Toledo, unde nascut eu, în Alta Ceara. Perfect, Maria. Bun. Acum vreau să unești viitorul tău prin tine, prin prezent, cu trecutul tău printr-o linie. Linia aceea poate să fie un șnur, o ață, un cordon, ce vrei tu. Ah, bine. Le-ai O unit? linie, o linie Da. de tren. Da. Le-ai unit? Da. Excelent. Spune-mi, te rog frumos, cum vezi această linie? Ce culoare are? Maro. Excelent. Este groasă, este subțire, este lată. E tare, e de fer. Bun. Perfect. Super. Maria, acum ridică-te deasupra acestei linii și privește-o de undeva de deasupra. Asta nu e înțeles bine. Am zis. Asta. Spune-mi odată. Am spus. Nu trebuia să te ridici. Nu trebuia să te Oh. ridici. Asta nu e înțeles ce m-ai spus. Bun. Ok, Maria. Te simți bine? Ești ok? Ești relaxată? Da. Foarte bine. Inspiră adânc în tine și expiră aerul. Iar acum, focalizează-ți atenția la nivelul ochilor. Relaxează-i complet, relaxează-i total până la punctul la care nu-i mai poți mișca. Este ca și cum nu i-ai mai putea deschide. Când știi că ai atins acest punct, menține această relaxare completă și totală și încearcă să vezi dacă poți să deschizi ochii. Nu, nu pot. Excelent! Foarte bine, Maria, te descurci super. Dă-i voie acestei relaxări să coboare acum din creștetul capului să se extindă întregul tău corp până în vârful degetelor de la picioare, cu fiecare respirație a ta. Foarte bine. În câteva momente eu o să număr de la 1 la 3, iar când ajung la 3, tu încerci să deschizi ochii, iar în momentul când i-ai închis, dublezi starea de relaxare în care te afli acum. 1, 2, 3. Foarte bine. Acum, cu ochii închiși, dublează starea de relaxare în care ești. Simt această relaxare cum curge prin corpul tău, relaxându-te tot mai adânc și mai profund. Iar acum, în câteva momente, o să număr din nou de la 1 la 3, iar de această dată, când închizi ochii, starea ta de relaxare se triplează. Simți cum devine de 3 ori mai adâncă. 1, 2, 3. Foarte bine, Maria, te descurci excelent. Iar acum, pentru a treia oară, o să număr de la 1 la 3. Iar la 3 o să vezi că starea ta de relaxare o să fie de 5 ori mai adâncă, mai profundă și te lași cuprinsă de această stare de relaxare. 1, 2, 3. Foarte bine, perfect.
Iar acum, în câteva momente, eu o să număr iarăși de la 1 la 3. Iar tu o să simți cum o să fii de 10 ori mai relaxată. Pur și simplu vei fi foarte relaxată, exact ca un capot care pică foarte moale pe un scaun. 1, 2, 3. Ești de 10 ori mai relaxată. Excelent, Maria. Ai obținut acum relaxarea fizică completă. Merge mai departe spre relaxarea mentală și vei vedea că va fi mult mai ușor de atins. În câteva clipe o să te rog să începi să numeri descrescător și rar, cu voce tare, de la 100 spre 1. Cu fiecare cifră pe care o rostești, dublează starea ta mentală. Cu fiecare număr pe care îl rostești, dă-i voie minții tale să devină de 2 ori mai relaxată. Scopul nu este de a număra, ci de a te relaxa mental și a elimina toate numerele din mintea ta. Astfel, vei vedea că ajungând până la 97 sau poate chiar mai devreme, mintea ta va fi atât de relaxată încât restul cifrelor vor dispărea. Pur și simplu, nu o să mai fie nimic. Tu trebuie să faci asta pentru că tu vrei să faci asta. Pornește cu ideea că poți, că te aștepți la asta, că vei avea același lucru și vei vedea cât de ușor este să elimini toate cifrele din mintea ta, pentru că tu vrei acest lucru. Acum rostește primul număr, 100, și dublează relaxarea mentală. Excelent! Ești de 2 ori mai relaxat. Spune următorul număr. No, no. Foarte bine. Dublează starea ta de relaxare. Încep să le disipezi toate numerele rămase, să le elimini, să le îndepărtezi. Următorul număr. No, what? Foarte bine. Acum lasă-le să dispară, să se piardă, elimină-le. Poți să le faci foarte ușor. Șterge-le din mintea ta complet. Au dispărut? Foarte bine. Simți această relaxare cum te cuprinde. Este ca o mantie aurie, Maria, care vine și te înconjoară în tot corpul tău. Simți ca o mantie aurie care te umple de energie și căldură. Și ești din ce în ce mai relaxat. Cum te simți, Maria? Bine, rilassata. Foarte bine. Iar acum o să mergem la încă 3 nivele de relaxare. În fața ta este o scară care nu are absolut nicio margine. Se duce în sus, se duce în jos, iar tu vei coborâ pe această scară 3 nivele. Aceste nivele le voi numi A, B și C. Și de fiecare dată după ce o să număr de la 1 la 3, tu vei începe să cobori spre acel nivel. Oricât de greu îți va veni să vorbești, trebuie doar să îmi spui litera acelui nivel. Iar acum eu o să încep să număr de la 1 la 3, iar tu vei începe să pășești spre acel nivel de relaxare profundă. 1, 2, 3. A. Foarte bine, ești de 10 ori mai relaxată. Simți această relaxare cum îți cuprinde tot corpul. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 te vei îndrepta spre următorul nivel. Când ajungi acolo, vei spune doar litera acelui nivel. 1, 2, 3. Nu se aude ce. B, la B. Foarte bine, ești de 10 ori mai relaxat. Iar acum, pentru ultima dată, o să număr de la 1 la 3 și vei ajunge în cel mai relaxant nivel al tău.
Acel nivel se află într-o încăpere în care vei vedea o masă. Acea încăpere este încăperea ta de siguranță, în care nimeni nu te poate atinge, nimeni nu-ți poate face rău. Vei fi în totală siguranță. 1, 2, 3. Asta, că nu se aude. Nu se aude. Nu se aude acum. Nu se aude, chiche. Ce-i, domnul Dragoș? Foarte greu. Nu se aude Acum aici. se aude. La voi nu se aude? Acum vă aud. E greu. E Da, greu acum vă aud. Da, acum se aude la mine. din cauza internetului. Bun. Mă auziți? Da. Da, internetul slab, dar mai bine îi făceați cu doamna. Fac, nu-i problemă. Putea să lucreze mai repede, că Bun, ok, ea... dă-mi puțin de Maria înapoi ca să-i fac rapid ieșirea din... Are. Bun, Hai. Maria, închide ochii atunci. Perfect. M-auzi bine? M-auzi bine, Maria? Da, acum da. Foarte bine. Da, acum te aud. Ok, perfect. O să număr acum de la 1 la 5, iar la 5 vei fi exact în acel moment unde am fost întrerupți. Ok? Bine. 1, 2, 3, 4, 5. Cum te simți? Bine, rilassata. Ok. Iar acum o să număr de la 1 la 3 și cu fiecare cifră pe care o rostesc, revii ușor gradat la starea de veche pe care o ai zi de zi. 1. Revino acum gradat aici. 2. Simți brațele, picioarele, simți cum sângele curge prin tine, revenind tot mai mult și mai mult, iar la următorul număr, trage aer puternic în piept, și deschizi ochii către o nouă lume și o să vezi cât de bine te simți. 3. Revino acum aici, complet. Gata. Perfect. Ok, las că o facem cu Mona. Bine. Cu toate că ar fi fost super ok să o facem direct. Pentru că efectul ar fi Bine. fost mult mai ok. Mulțumesc. Cu mare drag, nu e nicio problemă. Mulțumesc. Te las cu... Mona? Se aude, nu se aude? Acum se va auzi. Am Perfect. dat pe mute să nu deranjez. Kitty? Să știi că se opri imaginea la tine. Acum se vede. Bun. Ne auzi? Se aude, Titi? Nu se aude nici bine, internetul ăsta slab și de-aia funcționează așa. Bun. Păi atunci pune tu, te rog frumos, microfonul vostru pe mut și continui cu Mona. Ai auzit? Să Poftim? opreți imaginea, nu? Cum vreți. Nu, 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 nu. Pune microfonul tău pe mut.
Deci voi puteți să continuați să ne priviți, dar pe Skype. Sunt acolo trei bulinuțe. Apasă pe acela cu microfonul. Cu microfonul. Acum auziți? Da, eu da. Îl pun pe mut acum. Pune-l pe mut. Ok, perfect, super. Bun, Mona, ești gata? Da. Foarte bine. Ia, te rog frumos, mintea ta conștientă și pune deoparte pe timpul acestei sesiuni. Da. Foarte bine. Dai voie să hipnotizezi? Întotdeauna. Ok, Mona. Acum, trage, te rog frumos, aer în piept. Și expiră. În momentul când ai expirat, lasă-te, rog frumos, să ducă toate senzațiile, toate grijile, absolut tot ce nu-ți convine să iese din corpul tău prin expirația ta. Da. Foarte bine. Acum vizualizează în fața ta o scară care urcă în sus și în jos și nu are absolut nicio margine. Se duce în sus și în jos pe infinit. Da. Excelent. Ce culoare este această scară? Maro roșcat. Perfect. Te descurci foarte bine. Din ce este făcută această scară? Lemn. Super. Bun, Mona, eu să număr de la 10 la 1, iar între timp, cu fiecare cifră pe care o rostesc eu, tu vei păși pe acea scară. Fiecare cifră înseamnă o treaptă pe care o cobori din ce în ce mai adânc spre interiorul tău. Iar acolo, prin interiorul tău, vei ajunge într-o încăpere. Va fi o încăpere în care tu vei fi de plină siguranță. Nimeni nu poate să-ți facă nimic, nimeni nu poate să te atingă. Ok? Este ok cu asta? Da. Foarte bine. Și acum o să încep să număr pe 10. Ai făcut primul pas pe acea scară. Și observ cum corpul tău se relaxează. 9. Încă o dată ai făcut un pas spre acea scară, iar corpul tău se relaxează de data asta chiar de două ori. Simți această relaxare cum îți cuprinde tot corpul. 8. Simți această relaxare cum îți cuprinde tot corpul, exact ca și cum ar fi o mantie, o mantie de căldură, o mantie de lumină aurie. 7. Ești de 3 ori mai relaxată. 6. Din acest moment, orice zgomot sau sunet ambiental te va relaxa și mai mult. Din acest moment, orice mișcare din jurul tău te trimite și mai adânc în profunzime. 5. Observi această relaxare cum vine la tine exact ca o rază de lumină care îți străbate tot corpul tău și devii de 5 ori mai relaxat. 4. Doi. Ai pășit în acea cameră. Da. Foarte bine, mama. Cum te simți? Liber. Excelent. Spune-mi, te rog frumos, ce vezi în partea dreaptă? În acea cameră. Niște steaguri. Foarte bine. Ce culoare au? Gri cu bleu. Perfect. Iar în partea opusă? O dungă gri pe un perete. Super. Spune-te, rog frumos, acum această masă. Cum o vizualizezi?
Este micuță și pătrat. Super. Câte scaune sunt în jurul mesei? Multe. 8. Super. Chiamă-te rog frumos să vină în fața ta cu pe Maria. Cineva a adus o formă de energie care este Maria. Ok. Cine este acest cineva care a adus această formă de energie? O entitate solidificată. Foarte bine. Cum se numește această entitate? Suib. Suib. Ok. Mă las să vorbesc la? Da. Suib, mă auzi? Da. Salut, ce faci acolo? M-au prezentat. Te-a chemat cineva? Ați chemat energia Mariei. Ok. Asta am făcut și de ce ai apărut tu? Sunt răspunzător de ea. Cine te-a pus răspunzător de ea? Armata. Armata? Care armată? Celor din Eter. Ce armată este aceasta? Sau aceea? Suntem cuplați cu pământeni. De ce sunteți cuplați cu ei? Pentru a face experimente ca am cu noi de unde venim. De unde veniți voi? Pacex. Pacex. Ok. Din ce n-a să faceți parte? Cum sunteți cunoscuți de către oameni? Suntem în o federație. Cum? Noi în confederație suntem priveniți. În ce confederație? Cea care conduce și pământ. Eu n-am auzit de această confederație. Ce poți să-mi spui despre ea? Federația terestră. Poftim? Federația raselor extraterestre care au grijă de multe planete. Acest sistem solar. Cum au grijă de ele? Subordonându-le, folosindu-le. Aia nu înseamnă că au grijă de ele, aia înseamnă că le exploatează.
Din toate punctele de vedere. Poftim? Toate punctele de vedere și a ființelor care sunt și a materiei prime, tot. Câte rase fac parte din această confederație? Douăzeci și patru sunt mai vechi și s-au alipit la 38. Și să înțeleg că toate aceste rase extraterestre au grijă de Pământ? Fiecare are grijă câte o parte. Bun. Nu te-am auzit. Exact. Cum? Sunt selectați. Bun. De cât timp ești tu cu Maria? Inițial de la nașterea ei. Bun, băiat. Dar pe ea ai întrebat-o dacă vrea să stea cu tine. Ea a născut și datorită nouă. Poftim? Ea s-a născut și datorită nouă, așa cum este. Cum este? Modificată la nivel celular. Și tu vrei să spui că ai grijă de Maria? Avem grijă ca acest corp energetic să ducă la bun sfârșit. Aveți grijă ca acest corp energetic să se ducă la bun sfârșit, să sfârșească bine și să vedem evoluția ei. Dar de ce nu faceți experiențe din ăștia pe voi? De ce le faceți pe oameni? Avem nevoie de înnoire de celule pentru rasa noastră. Ce probleme are rasa voastră? Nivel celular. Cum? La nivel celular. Ce probleme la nivel celular? Că m-am prins de problema asta voastră. Stagnăm, murim, ne rugem. Crezi că oamenii nu mor? Ba da, dar noi murim subit, evoluăm bine până la un anumit punct. Ce vrei să spui că muriți subit? Un corp care evoluează 100% și apoi sfârșește instant. Păi și oamenii cum crezi că sfârșesc? În poezie sau cântând, cum crezi? Altă traiectorie. Poftim? Noi aveam o altă traiectorie. Ce traiectorie avea? Viața noastră era în jur de 800-2000 de ani. Și deci, voi trăiați între 800 și 2000 de ani? Prin imbecilitatea voastră v-ați distrus această calitate și acum a venit să faceți experimente pe oameni ca să ce? Noi nu trăim poate nici 100 de ani. Are de aici
pot fi modificate? Ce pot fi modificate? Aceste celule pot fi îmbunătățite. Aceste celule ale cui? Tehnologia oamenilor. Super! Spune și mie, cum pot fi modificate aceste celule? Avem, deținem tehnologia necesară pentru a evolua aceste celule primare ale voastre. Și ce înțelegeți voi prin procesul de evoluare a acestor celule? Sunt anumite tehnologii, anumite procese chimice la care supunem celulele voastre. Celulele corpului uman sau a corpului energetic uman? Energetic. Suntem într-o dimensiune mai înaltă față de a voastră. Păi și dacă sunteți într-o dimensiune mai înaltă, de ce faceți rău prin experimentele voastre? Pentru că, virgulă, crede-mă, sau întrebarea mea e în felul următor. Vreți să vă faceți bine vouă, da? Bun, ok, n-am nicio problemă. Dar ce bine ați făcut Mariei? Evoluaților. Maria este modificată genetic. Nu este ca o ființă pământească normală. Eu am înțeles lucrul ăsta pentru că l-ai spus înainte. Eu te-am întrebat altceva. Ce îmbunătățiri ai adus sau ați adus corpului fizic sau energetic al Mariei? Îmbunătățiri nu. Vrem doar să menținem celulele introduse de noi în corpul energetic la nivelul optim de a le supune acelor procese. Cine v-a urcat într-o dimensiune mai mare? O parte din noi sunt tot în a cincea, la un nivel mai înalt. O parte din noi suntem în a cincea, la un nivel mai inferior. Cum ați ajuns acolo? Că se pare că prin acțiunile voastre chiar nu prea vă meritați locul în acea dimensiune. Undeva am pierdut o verigă. Unde ați pierdut veriga aia? Fiind ultimii intrați în acea dimensiune, neintrând în dimensiunea a cincea când a trebuit, între dimensiune am pierdut anumite elemente. Bun, Sweet. Ai zis că stai din totdeauna cu Maria. Ai pus și implanturi în ea? Da, sunt necesare. Unde ai pus aceste implanturi? În corpul fizic sau în corpul energetic? Energetic. Super. Lasă-mă puțin cu Mona. Mona? Da. Ce culoare o vezi pe Maria ca și corp energetic? Mâinile și umerii sunt un pic întunecate. Restul este albă. Perfect. Întreabă-te, rog frumos, mental de Maria, dacă are încredere în noi și dacă vrea să o ajutăm. Zice că da. Foarte bine. Deschide-te, rog frumos, un portal intradimensional în fața ei. Da. Iar acum eu să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative și care nu-i aparțin și care sunt cu Maria, în Maria și pe lângă Maria, vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3. Se preiau anumite energii din Maria care nu-i aparțin. Da. E ca și cum ar fi pusă la centrifugă. Se
delimitează anumite energii de anumite energii. Da. În dreptul toracelui, a plămânilor, ies energii ușor roșiatice, gri roșiatice. Din cap, de la vorbie în sus, spre creștetul capului, ies energii negre pe la urechi. Într-adevăr, zona lobului drept al creierului este negru, parcă ar avea o delimitare, parcă lobul drept ar fi avut plumb în el, ceva greu tare și este negru, iar lobul stâng este alb. Mâinile ies energii roșiatice gri. Da. Din bazin ies niște lanțuri, să zicem, dar se rup niște lanțuri, niște energie acolo în dreptul bazinului, sunt atrase de portal, iar din picioare ies particule de energie, ca niște limbi de foc. Da. Din abdomen, din centrul abdomenului, deasupra bazinului, s-a format un canal de energie care efectiv intră în portal. E o șerpuire de energie. Cel mai mult din abdomen, deasupra bazinului și din torace ies canale de energie. Gata. Bun. Închid portalul. Ok, gata. Bun. Acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3, absolut orice tip de implant vizibil, invizibil, energetic, non-energetic, material sau non-material, va sclipi astfel încât tu să le vezi mai bine. 1, 2, 3. Văd și entitatea care este lângă ea acum. Da. În dreptul abdomenului are un canal energetic ca un implant sub formă de fântână arteziană, dar de la abdomen de sub plexul solar în jos, parcă ar avea o sferă transparentă până jos la piciorușe. E un câmp energetic, îmi vine să spun. Foarte puternic. Ori l-a pus cineva, ori îl poartă cu ea de mult timp. Vine să spun, e atât de transparent. Vine să spun că i l-a pus cineva. Da. Mai are un implant ca un fel de stea, cu multe laturi, exact sub umărul stâng, unul în spate la cerebel. Ok, și să mă uit la coloană. Da, nu, e atât. Deci acea sferă energetică transparentă, de la abdomen în jos, umărul stâng aceasta și la cerebel, atât. Perfect. Spune-i, te rog, acum lui Suib să se apuce să le scoată. Face parte din rasa grilor, ușor modificat. Ok. Îi le scoate și îl a scos cel de la cerebel. I-a scos cel din fața umărului, de sub umărul stâng. Iar zice că acea sferă transparentă, lichidă, nu este a lui.
Dar acu este. Imediat mă uit. E o sferă de protecție. Nu este pusă, nu a venit nimeni să o revendice. I-am spus Mariei să-mi arate cine i-a pus acea sferă de protecție. Da. Maria îmi spune că nu mai poate să țină acea sferă de protecție ca un șfredel. Parcă iar Fredrie ar face o gaură în bazin. Văd Da. Particule care se învârt ca într-un uragan în centrul bazinului, într-adevăr. Așa este. Cred că e acea ciupercă de care spunea. Ok. Maria zice că vrea să o dea jos de pe ea, nu mai dorește. Ok, să o dea jos atunci. Poate, poate să o dea. Are libertatea să o dea jos. Efectiv, s-a dat în spate și a ieșit. Acea sferă energetică deja parcă a pornit în drum către ceva. Parcă ceva o atrage. Da. O urmăresc sau nu urmăresc? Da, da. Mergi după ea. Ok. A ajuns parcă la anumite energii. E un cumul de energii sub forma unui copac, să zicem. Nu e copac, dar arată în mare parte ca unul. Da. Sunt energii subtile. Nu formează niciun corp, să zicem, omenesc sau niciun corp spiritual, energetic omenesc. S-a aliniat acea sferă unui câmp energetic format de niște piloni magnetici, să zic, nu știu dacă sunt magnetici, au culoarea magnetului clar. Un gri albăstru, așa. Sunt puși ca niște borne sub formă de cerc și acolo se formează energii foarte, foarte puternice. Bun. Cui aparține e o atracție cele? Foarte mare acolo, foarte mare este atracție. Cine deține această energie are putere. Ok, cine este acesta care deține această tehnologie, această energie? Cine deține această energie este ajutată de o altă entitate care o văd rotindu-se în jurul acelor borne. Da. E ca și cum ar cânta la un xilofon, să zicem, le atinge fiecare bornă în parte să aibă o anumită vibrație. Ok. E o adevărată artă aici a energiilor. Nu știu, aud sunete ciudate ale energiei, mi se ridică așa parcă părul pe mine, urechea, timpanul meu are anumite deci, văd un corp energetic, într-adevăr, îl văd, este a unei ființe omenești. Care este această ființă omenească care deține această putere? O văd cum se încarcă imediat. Numele dorești sau să ți-o descriu? Unde stă? Unde locuiește? Ok. Pot să spun unde s-a născut. Aiud. Deci în România? Da, din Aiud. Deci s-a născut în Aiud. Mamă, ce face această ființă omenească cu această putere?
se încarcă de la ea o văd cum intră acele energii în ea. O văd, deci văd cum intră energiile în ea. Și se încarcă energetic, este foarte puternică, foarte, este puternică. Știe ce face. Pentru ce îi trebuie aceste energii? S-a autoproclamat preoteasa acestor energii. Oh, deci e femeie? Da. Ai mai întâlnit-o? Nu. Nu știu, are, au aceste energii, au o muzică specifică. Specifică ce sau cum? Nu știu, îmi dau o anumită senzație. Simt energiile din mine cum vibrează, deci de acum, în acest moment, în dreptul pieptului, deasupra sânilor, am un X foarte puternic, ca și cum ar arde ceva, ca și cum ar fi ceva încins. Bun, deci aceste energii nu-ți fac bine, să înțeleg? Da, mă simt atrasă foarte puternic de ele. Bun, creează, să te rog frumos, o sferă energetică în jurul tău, de vibrație înaltă. Da, din mine este o spirală energetică care efectiv scoate acel X, acea fierbințeală din mine prima dată, ca să mă pot detașa de acele vibrații care sunt acolo. Perfect. Această preoteasă e acolo în jurul acelor energii? Da, da, e în afara cercului format de acele borne magnetice. Perfect. Cum se numește? Care e numele ei? Vine un 3 sau un Z. Are și un 3 și un Z. Și cum s-o numesc? 3Z, Z3? Imediat. Îmi vin numere, nu cifre, nu cifre, litere rusești îmi vin. Imediat să le înțeleg. Zena. Zena? Zena îmi vine, doar Zena îmi vine, nimic altceva. Perfect, mă las-o de puțin cu ea. Da. Zena, auzi? Da. Te crezi preoteasă? Acestea sunt sub puterea mea, dar... Acestea cine? Aceste energii. Explică-mi cum ai reușit tu să captezi energiile Mariei tocmai la tine? Am făcut o sferă de protecție. Cui? Mariei. Cum ai ajuns tu din Aiud, din România, tocmai unde stai? Mi-a cerut ajutor. Cum ți-a cerut ajutor? Am comunicat. Și la nivel mental. Și? Ai ajutat-o sau nu? Eu zic că da. Mi-am făcut datorii. Cum poți să ajut tu pe cineva când
înainte te-ai exprimat că acele energii sunt sub controlul tău. Le poți manevra. Mă încarc cu ele. Deci, de fapt, nu ajut, te încarci. Cu aceste energii. Bun, perfect, lasă-mă cu mână. Mână. Da. Ești ok? Da. Bun. Revin-o iarăși acum în acea cameră unde este și Maria. Da. Perfect. Swib, a scos toate implanturile din ea? Da. Bun. Spune-le să le distrugă. Se uită în sus și le distruge. Perfect. Acum transmite-i Mariei să-i spună că din acest moment orice fac contract sau înțelegere a avut cu el, le rupe, să-i le rupă în față. Da. Super. Iar acum să-și deschidă un portal și să plece unde vrea el, să nu se mai întoarcă niciodată, deoarece Maria nu mai acceptă să fie nici cu ea, nici în ea, nici pe lângă ea. A intrat într-o farfurie zburătoare, într-o navă spațială. Da. Bun. Acum uite-te, te rog frumos, din capătul, din creștetul capului și până în vârfurile picioarelor și spune ce probleme mai sunt necesare de rezolvat, Maria. Sunt multe de rezolvat, Maria. E ca și cum corpul ei, nu știu cum să-i explic, ar arăta ca o unghie cu probleme. Exfoliată. Ok. Ai nevoie de ajutor sau îl chem pe Rafael? Îl chemăm pe Rafael, deoarece aici sunt probleme grave. Ok. Chiamă-l, te rog. Da. Îl ating. Da. Da, dânsul este. Salută-l și roagă-l să se apuce să rezolve problemele Mariei. Da, are ca un fel de... are ca un fel de scut în față, ca și cum ar avea niște ochelari la față sau ceva pentru... Ideea de parcă o vede la microscop, să zicem. Da. Vrea să vadă unde au mai rămas celule din ea pure. Vede că sunt foarte puține. Le culege, le adună. Ok. Face un fel de multiplicarea lor. Okay. Da. Îi le pune înapoi. L-a luat de sub, din zona sânului stâng și le pune tot în zona sânului stâng, dar încep să se multiplice. Ușor, ușor, la început au o anumită culoare, un portocaliu roșiatic. Și elimină celulele care nu erau ale ei, erau verzi, un verde khaki. Deja ușor, ușor sunt eliminate acele celule verzi, khaki, care nu mai dădeau consistență corpului său spiritual.
a băgat în Maria ca un fel de Fredel, să zicem. Are anumite da. Zone negre în care erau acele implanturi, acele, totul la nivelul energetic celular al Mariei, totul era schimbat. Era un haos, era un dezechilibru. Ajunge, totuși acum lucrează la lobul drept. Da. Iar ia niște reziduri de acolo, scoate niște reziduri de acolo. Curăță, 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 curăță. E o problemă, într-adevăr, la lobul drept este negru, una la mână că e negru și e solidificat. Bun, bună? Da. Lasă un moment pe Rafael să lucreze, iar acum creează-te rog frumos în palma ta dreaptă o sferă de energie de culoare aurie. Da. Modelează acea sferă de energie și transformă în bocană. Da, este transformată într-o cană. Perfect. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 acea cană va fi plină cu o licoare magică pe care tu o vei bea și îți va alina corzile vocale, iar tușitul va dispărea. 1, 2, 3. Cum te simți? Ca un balsam. Perfect. Acum poți să te întorci să continui, să ne spui ce face Rafael. Mai are în parte din spate. A lobului drept. Descos toate rezidurile de acolo. Da. A terminat. Da. Începe activitatea cerebrală. Celulele încep să strălucească. Ok. Conexiunile dintre neuroni strălucesc. Este uniform totul. Este cursiv totul. Acum curăță și lobul stâng. Face același procedeu. Da. E mai ușor la lobul stâng. Începe activitatea cerebrală, începe activitatea cerebrală să-și ia, să se reia. E mult mai bine. E mult, mult mai bine. Ok. Gata aici. Ochișorii. Ochișorii erau închiși. Aveau o culoare albăstruie pe ochi. Neagră albăstruie. Ca și cum era pictată pe ochi. I-o dă jos, se dezlipește ca un adeziv. Ca un plasture. Ok. Este bine. Și la stângul și la dreptul se face același lucru. Ok. Gura la fel, buzele la fel, gâtul. În gât erau înfipte, una, două, trei, țepe, nu știu cum să-i spun. Țepi? Da, nu țepi, niște linii subțiri. Da. Una, două, trei și le scoate ca și...
Da. Mona, mă auzi? Ești gata? Da. Bun, acum o să număr de la 1 la 5. La 5 vom fi exact în acel moment în care ai fost întrerupt. 1, 2, 3, 4, 5. Da, la plămâni eram. Ok, continuă, te rog. Am ajuns în dreptul stomacului. Da. Și are un stomac, parcă exact genul când mergi cu mașina și ți-e rău, parcă ar pluti stomacul. Ceva de genul e. Ușor. Ficatul parcă e pus separat, nu știu cum. Parcă nu știu, ideea de parcă nu l-ar fi folosit, ceva de genul, parcă e pus deoparte, e marginalizat, e Da. capsulat. Abdomen. În abdomen e ceva, parcă un copil ar fi desenat, ceva anume. Numai de el înțeles. Are niște fluctuații energetice interesante. N-are fluctuația generală a unui tub digestiv normal. Parcă intestinele sunt puse într-un anumit fel. Da. Și de aici și disfuncționalități serioase în digestie. Cu toate că sunt foarte luminoase intestinele, mă refer ca energie, ca modul de a funcționa, dar sunt puse interesant, nu ca un om normal. Bazinul, abdomenul cu bazinul. Da. Și aici sunt niște energii tare interesante. Ok, Parcă nu sunt omenești. Bună, rogă-l pe Rafael să se focuseze pe partea dreapta a ei, inclusiv rinichi, coloană, picior. Știi cum e, Dragoș? Parcă partea stângă e frumos desenată, partea stângă parcă este inertă. Parcă-s două bunci. Ai spus de două ori partea stângă. Care cum Deci sunt? asta vreau să spun. Partea stângă parcă e frumos luminată și desenată, iar partea dreaptă, inclusiv rinichiul, tot colonul, ficatul și partea a bazinului, parcă sunt maro, gri, cu două linii Da. și atât. Parcă e statică energie, parcă nu funcționează corespunzător, nu se lucrează corespunzător la nivel energetic pe partea dreaptă. De asta Da. sunt și multe probleme aici. Și exact cum am spus, plămânul drept este mult, mult mai afectat față de stângul. Ficatul parcă este capsulat, parcă n-a fost folosit. Rinichiul și colonul și partea intestinală din partea dreaptă este inert. Parcă n-ar funcționa la parametrii normali. Da. Foarte interesant ce văd. De asta vreau să spun că nu văd ca un organ, ca un corp energetic omenesc normal. Parcă e jumătate extraterestru, jumătate omenesc, să zicem așa, dar în letargie totul. De Da. asta sunt și problemele. Rinichiul mi se pare drept, mi se pare imens față de cel stâng. Este, parcă este inflamat. Ok. Nu vine cuvântul inflamat. Partea super, sau partea exterioară
arnicului, dar din partea dreaptă, așa, deci care duce spre talie. Este ușor închis la culoare, are o culoare gri-maro. Da. Iar partea asta alaltă e o culoare normală, rozalie, maronie, așa. Dar este inflamat, este umflat. Rinichiu. Ok. Vreau să-i văd funcționalitatea rinichiului. Știu cum arată transversal. Și mă uitam dacă... Și mi se pare că, bineînțeles, clar, logic, nu funcționează la parametri normali și n-are cum să funcționeze la parametri normali rinichiul drept. Uretra. Uretra este la fel de inflamată ca și rinichiul. Da. Apoi. O vezica urinară. Are o infecție urinară, doamna Maria, ia o văd. Și e exact la îmbinarea între uretră și vezica urinară. Văd infecția mult mai pregnantă. În schimb, spre exteriorul vezicii urinare este binișor. Dar partea cu probleme pornește de la rinichi, uretră și vezică. Clar. Ok, să vedem un pic aparatul genital. Dar aș putea să mă uit un pic și la rinichiul din partea stângă, să-l descriu sau... Uită-te la tot, mă, nu? Ok. Rinichiul din partea stângă are o formă ciudată. Nu e un rinichi normal omenesc. Are forma unui fruct exotic. N-are nicio treabă cu formă de rinichi. Are o uretră, de fapt este o uretră anormală care intră în vezica urinară, dar parcă ar mai avea o uretră, o mini-uretră, da, care se limitează undeva. Nu duce nicăieri, ci doar stă așa, pornește din acea formă care zicem că e rinichi. Nu, partea asta la altă stângă e tare ciudată, tare anormală. Mă uit la pancreas, ce ar trebui să fie pancreas. Pare ceva ca o crustă, ca o... Doamne, doamne, în fine. Să vedem un pic. Și stomăguțul de asta a spus că de parcă plutește stomacul Mariei. Nu e localizat cum ar trebui. Splina. Splina are o anumită formă, nu e, e ușor curbată și nu e ca o splină normală întreagă, parcă e jumătate din splina unui om. Pancreasul este mult mai mic față de pancreasul unui om, dar este mult mai îngroșat, având o crustă ca niște pete pe el. Sunt foarte curioasă la aparatul genital, cum e. Bineînțeles, în partea dreaptă văd ovarul cu trompa, tot în partea asta, la alta stângă, are o formă de... Parcă e un bob de fasole cu o creastă, așa. Dar nu există trompă, este lipit direct de uter, acel ovar. Da. Da, picioarele robuste au anumite celule. Arhanghelul Rafael încearcă să dezlipească tip calup toată partea stângă, să-i anuleze din corp, să-i o dea deoparte. Dorește cu totul să-i dea deoparte și să-i organismul sau corpul energetic să se să se reformeze. Rupe anumite canale aurii foarte fine
din dreptul abdomenului a reușit să înlăture acea parte care nu era omenească. Anulează, am spus, anumite canale subțiri aurii. Da. Simt celulele unei entități, Maria, partea stângă. Le îndepărtează cu totul. A devenit transparentă, Maria, acum în partea stângă. Ok, deja celulele omenești, să zicem, celulele energetice, deja încep să se formeze. Deja partea dreaptă începe să funcționeze, să se energizeze. Da. E ca și cum partea stângă ar fi excelat în energie și partea dreaptă, nu? De asta avea și problemele. Ok, picioarele. Le curăță și picioarele. Deasupra genunchiului, la piciorul drept, apare ca un fel de arici, ca un fel de energie care dădeau niște înțepături, dădeau anumite stări de ca și cum nu mai simțea piciorul, Maria. Totul vine de la sine, spune Arhanghelul Rafael, în momentul în care se ajunge la un echilibru. Pe partea, jumătatea superioară a organismului, implicit și piciorușile vor fi energizate. Da. Așa și se întâmplă. Este același proces, îi se elimină acele celule care nu-i aparțin Elenei Mariei, scuze. Ok. Pot să spun că a ajuns la un proces de 98% de refacere a corpului Mariei de către Arhanghelul Rafael. Da. Deja, deja Arhanghelul Rafael i-a pus mâinile pe tâmple. Deja o energizează mult mai mult. Să știi că îi dă o anumită energie, nu îi dă o energie care i-ar fi dat unui corp întreg omenesc, energetic. Îi dă un fel de energie de refacere, un pic mai puternic energia și de o altă nuanță pentru a echilibra tot organismul ca să fie prompt în funcționarea tuturor organelor. Erau probleme grave aici. Ok. La ochii deja ușor se deschid. Începe conștientizarea. Da. Cer scuze că durează atât de mult, dar era necesar. Poți să-mi spui, te rog, din care sunt cauzele diabetului de tip 2? Care au fost? Bine. Pancreasul Mariei nu era un pancreas care să fi susținut un corp energetic uman. Și din cauza asta era normal să se întâmple, fiindcă el reacționa după celulele, să zicem, extraterestre pe care le avea, de pământene. Da. Și era normal să fie acest dezechilibru. Ok. În partea dreaptă a craniului, de la ureche în spate, avea înfipt o, sau
nu știu cum să spun, tatuat pe corpul energetic un desen. Una, două, trei inimi negre băgate una în alta, cum ar veni cu vârful în... ca niște trei inimi negre de la jocul de cărți. Da. Le avea tatuate în spatele urechii. Ca un fel de ștanță, sau cum să spun eu. Că știau că erau modificați corpuri și nu știu, îmi vine să spun că nu e numai ea ce a modificat atât de mult. Ok, gata. Pune mâna și sub tâmple și deasupra tâmplelor și pe frunte. Nu știu, parcă îi așează energiile în tot corpul, parcă îi așează prin anumite poziții ale mâinii energetice a lui Rafael. Da. Oricum mă depășea la câte a făcut, nu puteam singură. E bine, s-a ajuns la vibrația de 34.000. Este o vibrație, nu știu cum să spun, n-are parametri umani. Are o altă vibrație de destul de bună pentru Maria. Destul de fortificată, parcă fortifică pe Maria energetic. Îi dă o energie foarte puternică. Da. Gata, e gata. Bun, perfect. Dacă tu sunteți acolo, spune Mariei să-l cheme și pe Titi să vină lângă voi. Da, a venit, îl atinge. Of, da, da. El este. Bun. Cum îl vezi din punct de vedere energetic? Capul este negru, îi văd un craniu negru pe fața lui, pe capul lui. Verde. Este un verde khaki. Da. Văd și o entitate lângă el. Este un fel de insectoid, călugăriță, lăcustă. Bun. Rogă-l frumos pe Rafael să se ocupe și de Titi. Arhanghelul Rafael îl cheamă pe Arhanghelul Mihail. Păi? A venit Arhanghelul Mihail. Îmi spune, îi aud vorbind că Titi este ținut prizonier în energia acestei insecte. Da. Pot să spun că are un tupeu fantastic această insectă. De n-a plecat încă. Parcă s-a pietrificat. Ca să nu fie luată la bâză, cum ar veni, de Arhanghel. Da. Doamne, deci mă uit de sus, vreau să vă spun că Titi parcă este băgat în niște pânze. În centrul acestei insecte, în brațele acestei insecte. E ca într-un cocon prins. Ok. Arhanghelul Mihail a dat acea sabie, lance, nu știu eu, o armă. Efectiv taie acele pânze și acel cocon. Îl scoate pe Titi de acolo. Da. Nu știu dacă s-a simțit încătușat.
vreodată, domnul Titi, măcar așa, la inimă și la minte, limitat, pot să spun uneori, în anumite cazuri. Ok. A scos o formă de energie de acolo, din acel cocon. Îl simt că este domnul Titi. Ah, l-a scos, gata. Parcă, nu știu cum să spun, parcă s-ar fi născut a doua oară, așa. Ok, este negru tot, parcă n-are oxigen în el. Are senzația de sufocare acum. Arhanghelul Rafael este deasupra lui. În același timp, Arhanghelul Mihail împinge, pur și simplu, parcă era pe buza unei prăpaste, acea insectă. A împins-o și a căzut sub pământ, în iad. Văd prăpastia care a deschis-o Arhanghelul Mihail. A plecat Arhanghelul Mihail. A rămas Arhanghelul Rafael deasupra lui Titi. Deja începe să-l curețe. Îi dă deoparte ca un fel de, nu știu cum să-i spun, membrană, mucus, ceva de genul. Îi dă jos de pe el. Ok. Bun. Bun, îl curăță. Văd venele. Efectiv, văd venele din domnul Titi. Are un corp foarte fragil din punct de vedere al sănătății. Ok. Îl întărește Arhanghelul Rafael. Îi pune o mână pe tâmplă, mai mult spre ureche. Da. Parcă îi bagă prin ureche niște energii. Zice că se audă vocea lui. Vocea Arhanghelului Rafael. Ok. Titi deschide ochii conștiinței. Înțelege. Îl aude. Ok, mâinile deja se, gâtul, mâinile, umerii se energizează. La nivel limfatic, la nivel sangvin, sângele este aproape negru. Seva din acea insectoid a intrat și în el. Îl curăță. Bagă niște sfere prin sânge și deja acele sfere cu o viteză uluitoare strâng, colectează toată negreala din sânge. Deja văd venele curățate, mâinile sunt negre, încep să se miște, încep să se energizeze, ies niște energii din mâinile lui, dar știi cum ies? Exact din dreptul venelor. Nu din dreptul degetelor în sine, per total, ci din dreptul venelor de pe degete. Este un fum negru, ceva negru. Oi, Doamne. Nu știu dacă a avut probleme cu sângele sau ceva de genul, nu știu să zic, dar asta văd eu acum. Ar fi probleme. Și de acum nu vor mai fi, fiindcă deja se face o curățire. Limfa este curățată, ușor, ușor. Super. Oh, Doamne, merge foarte. Are o putere, o voință extraordinară, domnul Titi. Place când își pune ceva în cap, rezolvă. Doar să-și pună mintea și să creeze și poate să se îndeplinească. Abdomenul, picioarele deja încep să se au ajuns pe la genunchi, să se energizeze, totul e bine. Abdomenul, să vedem un pic aici. E un pic problematic, dar se rezolvă în dreptul bazinului. Este ceva ca o sferă, ceva de genul Saturn. Exact cum arată planeta Saturn, parcă ar avea Titi în abdomen, în bazin. Nu e ceva greu să-i atârne greu. Nu văd boală, nu scrie boală, nu. E într-adevăr ceva care e deranjat, dar nu e atât de problematic. Îl scoate Arhanghelul. Pe partea dreaptă, totuși,
Colonul. Colonul de pe partea dreaptă este foarte negru. Este cu sedimente, cu reziduri, trebuie curățat. Parcă ar avea o rană pe colonul din partea dreaptă. Parcă e sigur, el nu e mare. Trebuie curățată, trebuie cicatrizată, se curăță tot. Mona? Tot, da, nu curăță în același timp și sus și jos Arhanghelul Rafael. N-ajung eu să-l văd cât de repede lucrează. Gândește-te că și Titi este luat tot așa de la zero. Conștiința lui este ok, are ochelari deschiși. În schimb, sus, la creier, pe lobul stâng, are o pată neagră. Între lobul drept și lobul stâng este tot așa un perete, o membrană neagră. Da. Ile ia. Și puteam spune mai multe, dar nu e timp. Ok, la gât. La gât parcă ar avea ceva în dreptul omușorului, parcă ceva îl strânge, îi dă o jenă, ceva tăios. Okay. La umărul drept, nu, la umărul stâng aici, imediat după gât, parcă are o umflătură. E ceva tare, dar îl scoate Arhanghelul Rafael. Ok, era un locaș cuiva. Okay. Aceste entități care Arhanghelul Mihail a dat în jos. După umărul stâng parcă ar avea ceva ca o smoală neagră. Poate să fie vorba de articulații, poate să fie vorba de o anghină pectorală, poate să fie vorba de ceva ce atârnă pe vase, pe nervi, ceva ca o greutate. Nu trebuie să se gândească neapărat la inimă. Poate să fie o anghină pectorală, poate să fie o nevralgie, poate să fie orice. Mona. Poate să fie o lovitură, da, da, ok. Oi la plămâni. În dreptul plămânului drept este ceva pus ca un fel de implant. Îl scoate Arhanghelul Rafael. Eliberează plămânul Arhanghelul Rafael. Ok, stomacul. Stomacul acum este bine. Ficatul acum este bine. Binișor. Nu mă pronunț binișor la ficat. Acum este bine. Ok. Gata. 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 Mai trebuie făcut ceva, n-ai? Energizat. O mână pe ceafă, o mână pe frunte. Energizează. A ajuns la 17.000. 26.000 și este suficient momentan. Bun. Gata, Arhanghelul Rafael spune că este gata. Ce s-a întâmplat cu acel insectoid? El a fost alungat de Arhanghelul Rafael în jos, într-o prăpastie, sub picioarele noastre. Bun, perfect. Mulțumește-le și lui Mihail și lui Rafael. Arhanghelul Rafael, mulțumim că Arhanghelul Mihail le-a mulțumit mai demult că a plecat. Bun, perfect. Te simți bine? Da, chiar da. Bun, acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 vei reveni în starea de veche de zi. Zi. Încep să revii tot mai mult în corpul tău și în mintea ta, în timpul prezent de unde îți vorbesc eu. 2.
Simți cum se întorc în tine absolut toate energiile tale. 3. Tragi aer în piept, iar când ești pregătită, deschide ochii și revii acum și aici.